seara, sunt Corina Dănilă și vă invit să descoperiți alături de mine evenimentele culturale din viața cetății. Este o perioadă plină de manifestări artistice, de la piese de teatru, concerte, expoziții, lansări de carte, până la ateliere creative și experiențe imersive. Vom vorbi despre Dincolo nu e nimeni, cel mai recent roman lansat de Stelian Tănase, despre New Sounds of Brazil, concert care va avea loc la Sala Radio joi 18 aprilie, dar și despre spectacolul Bazinul de Nord, care are mâine avanpremiera. Începe Jurnalul Cultural. Dincolo nu e nimeni. Așa își intitulează Stelian Tănase cea mai recentă carte apărută. Romanul este o comedie neagră, complexă, care tratează teme precum dragostea și condiția artistului într-o societate coruptă. Evenimentul de lansare a lucrării s-a desfășurat ieri la Muzeul Național de Artă al României și a adunat nume importante din literatura autohtonă, Cristian Teodorescu, Octavian Soviani și Radu Aldulescu. La mai bine de un an de la apariția romanului Negustorul de Antichități, foarte apreciat de lumea literară de la noi din țară, ilustrul Stelian Tănase își continuă seria operelor în care pune alături strălucirea și obscurul. Dincolo nu e nimeni. Este o nouă comedie de limbaj, în care marele personaj este orașul natal București, un personaj extrem de iubit de către autor. Povestea e mai greu de spus, dar să spunem că e vorba despre revoluție și dragoste. Sunt niște episoade ale revoluției. Este o polemică dacă un anumit personaj, personajul cărții, a fost sau nu la revoluție, obsesia noastră a tuturor. Pe de altă parte, este și o poveste de dragoste. Este cum acele matrioși rusești, poveste în poveste. Sper să placă, sper ca să avem un public cititor amorezat de această poveste. Povestea este, zic eu, interesantă, m-a pasionat. Ca să vă spun ceva, m-a ținut atât de strâns legat această poveste. Am început să o scriu în Statele Unite, când eram la o bursă, prin 1992, 91, 92, nu mai țiu așa minte exact. Nici nu mai țiu minte orașul, dacă eram la Washington sau la Los Angeles. Nu mai știu exact, e prea de departe, știi? Dar am scris-o, am reluat-o, am aruncat-o, nu m-am mulțumit, și sunt foarte fericit că până la urmă, după nu știu câte versiuni, am reușit să scriu sfârșit și să o și public. Credeam că nu o să o mai termin. La lansarea volumului, care a avut loc la parterul Galeriei Naționale de la Muzeul Național de Artă al României, au participat personalități de marcă din literatură. Romanul se desfășoară în jurul pictorului Adam Bruno, a cărui moarte misterioasă îl conduce pe jurnalistul Ghiță Macarie la o investigație care ne dezvăluie viața și destinul unui artist transformat în mit de dăscălime după 1989. Stelian Tănase își păstrează stilul inconfundabil, în care toate personajele sunt cercetate și descrise în latura lor omenească, cu foarte mult umor negru. Iubitorii de ficțiune au ocazia să se delecteze cu cea mai neagră dintre satirele autorului, așa cum a fost descrisă cartea de scriitorul Cristian Teodorescu. Scriitor, eseist, istoric, politolog, realizator de televiziune și profesor universitar, Stelian Tănase a semnat de-a lungul timpului mai multe romane de ficțiune. Serie începută în anul 1982 cu Luxul Melancoliei. A urmat apoi alte titluri de referință, între care Corpuri de Iluminat, în 1990, roman interzis de cenzura comunistă, Maestro, în 2008, și Marele Incendiator, Cronica unui fapt divers, în 2019. Stelian Tănase este scriitor, eseist, istoric, politolog, realizator de televiziune și profesor universitar. Opera sa cuprinde atât lucrări de ficțiune, cât și texte de non-ficțiune legate de științele politice, istorie, cercetarea arhivelor și volume de memorialistică. Cea mai neagră dintre satirele autorului. Așa descrie scriitorul Cristian Teodorescu cel mai recent roman semnat Stelian Tănase. De ce? Vom afla chiar de la autor, pentru că l-am invitat în această seară la masa Jurnalului Cultural. Bună seara, bine ați venit, domnule Stelian Tănase. Mulțumesc de invitație, a fost foarte prompt. Cum a fost lansarea de ieri? După atâtea romane publicate, mai există emoții? Nu, emoție nu, dar e un frison de care nu scapi. Ar fi foarte bine să scapi. Asta e ca și actorul care joacă un spectacol și de fiecare dată
inima sare un pic mai sus. Da. Deci, în cazul dumneavoastră al scriitorilor, e palpabilă cartea? E și din tipar? E mirosul proaspăt? Da, da. Îmi place mirosul de hârtie cu cerneală tipografică pregnată. Cum a fost la lansarea de ieri? A fost o atmosferă foarte bună. Uneori mai ies conflicte, supărări, lumea e tensionată, sunt certuri. Scriitorii nu se iubesc între ei, să știți. Și la lansări? Și peste tot. Nu se poate. Păi am pățit-o la penultima lansare. La sala, tot la Palatul Regal, cu aproape 1000 de oameni în sală, cineva de la pupitru a vrut să fie ca la Academie sau ca la Facultatea de Filologie, unde dezbatem. Bun, să revenim și la lansarea de ieri. A fost pașnică. Ieri a fost, asta vreau să spun, în contrast cu cea de acum un an, doi ani, trei ani, cinci ani, a fost foarte relaxată, oamenii erau interesați, probabil că s-a dus buhul cărții, cam circulă prin București, de mult că scoate Tănase o carte, fiți atenți pe el. Corect. Și lumea era curioasă, a dorit să... A venit în număr mare, s-a făcut așa o șir lung, l-a cumpărat cărți pentru autograf, multe fețe cunoscute, adică prieteni cunoscuți, oameni din care știu din lumea mare, nu neapărat am o relație personală cu ei. Așa că eram între prieteni, între oameni care ne știam unii pe alții și atunci a fost foarte bine. Pot care să vă spun de pildă că a fost profesorul Mircea Flonta, care mi-a fost mie profesor în facultate de teoria cunoașterii. Da, da, da. Un om de 92 de ani, academician, mă rog, de excepție. Toate gloriile pe el. Au fost și a fost Gabi Adameșteanu, de pildă, prietena mea veche. Nu ne-am iubit întotdeauna, nu știu astăzi cum stăm. Dar, o să citiți ecourile în curând, dar probabil. Trăim în această lume literară de mulți ani împreună și multe tensiuni s-au nivelat. S-au atenuat. Multă lume. Care aș putea să dau multe nume, că sala a fost plină de glorii literare, să zic Care așa. A fost scânteia? De unde a pornit acest nou roman? Descris, așa cum spuneam, de către Cristian Teodorescu, ca fiind cea mai neagră dintre cele scrise de Stelian Tănase? Da, cartea se numește O Comedie, dar este un mic truc. Pentru că dacă îi spui cititorului că urmează o poveste neagră, el s-ar putea să nu mai vrea să citească. Are destule pale lui ca să-i mai oferi tu așa. Și atunci am pus O Comedie în sus. Pentru că, într-un fel, este o comedie. Comedia vieții, pe care o jucăm toți într-o formă sau alta. Dar cartea a început primul imbold. Eram în Statele Unite la o bursă. Eram preocupat de situația de la București, foarte violentă lume bucureșteană, alegeri, acuzații, presa, știți cum era în epoca aceea. Și fiind într-un alt spațiu, am început să gândesc altfel. Adică să-mi așez puțin gândurile, să-mi dau seama... Eu fusesem foarte implicat în evenimentele din decembrie, de asta i-a spus, și aveam o apăsare. Una sperasem și alta se întâmpla, ca să fiu exact. Și acolo am început să scriu. Cel mai, să zic așa, capitolul central din carte e scris atunci, acum 30 de ani, în Statele Unite. Intuiesc ce vreți să spuneți. Dați-mi voie să citesc. Vă rog. La București nu știi niciodată cu cine ai de face. Impostura este aici o stare naturală ca aerul pe care îl respiri. Oare cumva atmosfera asta caragialiană ne definește? Da, da. Noi suntem zodea lui Caragiale, că vrem sau nu vrem. Uneori nici nu ne place să ni se spună lucrul ăsta. Credem că între timp ne-am făcut mai bățoși, mai solemn, mai serioși, nu? Dar suntem acolo și noi n-avem geniul lui Caragiale ca să descriem situațiile, personajele, lumea de astăzi. Eu încerc, eu sunt un caragelean convins. Cartea avem și niște imagini de la cartea lansare. Este plină de citate din Caragiale, din o scrisoare pierdută, pentru că v-am vrut să-i aduc un tribut. Îi sunt dator vândut lui Caragiale. Ăsta este adevărul și nu mă ascund, nu mă rușinez. Modelul e clar de acolo. Până și la personajele sunt cele, dacă vă amintiți, sunteți actriță, este? Da. Așa. În prima scenă, din o scrisoare pierdută, Tipătescu cu Pristandat, Pristandai spune că s-a dus și s-a suit pe gard la casa lui Cațavencu și pe geam a văzut o ședință a opoziției, a Descălimii. Da. Da? Personajele de acolo sunt personajele cărții. E bun, dar cine e Adam, personajul principal? Adam este un pictor
care a avut niște probleme cu pe vremea lui Pasvante, adică în anii 70-80, a făcut pușcărie la iut politic, a fost la Poiana Mare internat psihiatric, un mare talent ca pictor, dar cu și cu gura mare, și care după Revoluție are o traiectorie așa foarte ciudată, pe care nu vreau să vă povestesc, că prefer să... Vreau să și arătăm cartea. Da, da? Aici, la ce cameră suntem? Bă, colegii mei se ocupă de lucrul ăsta și imediat așa? O vor și arăta, pentru că e păcat este, să nu... Dacă vedeți, au ales cei de la editură, cred e foarte potrivit. Mai lăsați-o puțin, că e exact un detaliu din Hieronymus Bosch. E vorba despre Apocalipsa. Aici se vede și Iisus, care este personajul e meu. E chiar o copertă specială. Da, nu am niciun merit în asta. Editura a făcut această opțiune și cred că a fost foarte potrivită. Ceva mai devreme spuneați că s-a dus Buhu în București, cum că... Da, bănuiesc că de-aia a fost așa de multă lume, de-aia a fost în ghesială. Scrisă de Stelian Tănase. Acum că noua carte a pornit pe drumul ei, aveți deja o alta în plan? E, da. Puteți să devoalați? Pot să spun, de pildă, în luna mai. Așa. Este un vechi proiect care a stat la mine în sertar 20-25 de ani. Eu dau cărțile greu, eu nu termin o carte și mă duc la editură. O las în sertar să se mai... Să se dospească. Exact, să dau seama... Va apărea Viața lui Panaiotis Strati. Uh-huh. Am vrut să scriu despre un scriitor, eu scriitor, să-i aduc omagiul meu. Cred că este un scriitor care nu este bineînțeles. A fost privit în tot felul de unghiuri, mai ales politice, ceea ce este foarte prost pentru un scriitor. Și am scris o Viața lui Panaiotis Strati pe arhive. Am avut dosarele de siguranță, el a fost urmărit 15 ani sigur, zi de zi. Și în străinătate, când era ambasadele, trebuiau să trimite rapoarte la Ministerul de Externe de la București cu ce făcea Istrati, cu cine se vedea, ce spunea, ce scria în presă, toate lucrurile astea. Deci am găsit aceste dosare. O lucrare extrem de bine documentată. Da, așa se poate. Numai, da. Așa ne-ați obișnuit, obiceiul ce să casei, zic. Să zic așa. Da. Și va apărea înainte de Bookfest, cam așa. Este planificată, dar e de mult la editură, adică nu am scris-o după ce am publicat-o pe asta. Nu stați o secundă. Păi ce să fac? Eu vă mulțumesc. Să mă uit pe tavan? Nu, doamne. Vă mulțumesc și, eu vă mulțumesc. Și vă așteptăm cu noi. Pot să vă fac cartea asta? Vă mulțumesc mult și sincer, aș dori și un autograf, dacă se poate. Acum vă scriu și un autograf. Vă mulțumesc foarte mult. Drum bun și lung și plăcut să aibă această nouă carte semnată de Stelian Tănase, această comedie neagră, complexă. Mulțumesc încă o dată foarte mult! Apă vie, apă moartă este titlul expoziției deschise pe 11 aprilie în spațiul cochet al Galeriei Calea Victoria din capitală. Încărcată de simboluri biblice, mitologice, umane și literare, expoziția manifest poartă semnătura artistei Sofia Ovejan, care invită publicul iubitor de artă să descopere viziunea sa asupra filozofiei și artei. În lucrările Sofiei Ovejan, peștele transcende simbolul hristic, probabil cea mai intuitivă asociere la care ne putem gândi, și își relevă tot potențialul simbolic. În creștinism, peștele nu a reprezentat doar o metonimie hristică, cât un simbol de recunoaștere în perioada persecuțiilor. Peștele devenea semnul unei complicități, regăsiri și fraternități inefabile în credință, afirmă curatorul expoziției Roxana Dumitrache. Apă vie, apă moartă este o înșiruire nu doar de imagini, ci și de simboluri și de viziuni. Am dezvoltat proiectul, pornind de la prima lucrare, cea care este și pe afiș de altfel, și am intrat într-o lume abisală, o lume atât creștină, cât și onirică, cât și contemporană. Peștii, până la urmă, în viziunea mea, au devenit niște personificări ale societății din ziua de astăzi. Fiecare pește, în fiecare tablou, câteodată este un pește singur, câteodată sunt un grup de pești, unii se odihnesc, alții sunt mai relaxați, alții sunt mai agitați, reprezintă practic stări ale societății noastre, ale noastre, așa cum suntem noi în fiecare zi. Și
Am încercat prin felul ăsta, peștele fiind un simbol, un simbol creștin, sacru. Ajungi inevitabil să te întrebi dacă nu cumva, fie din burta unui pește uriaș și hulpav, precum Iona lui Marin Sorescu, fie parte dintr-un năvod care acoperă lumea și pe care am încercat împreună să-l reconstituim în spațiul expozițional, mai spune curatorul Roxana Dumitrache. Peștii mei sunt practic așa cum văd eu societatea în ziua de astăzi. În expoziție, pe lângă tablouri, există și acest năvod, care este un năvod autentic, pe care l-am pus creând un fel de interacțiune cu publicul spectator, astfel că oamenii când au intrat în expoziție au avut întâi tendința să nu calce pe acest năvod, crezând că este o lucrare de artă. Este într-adevăr o lucrare de artă, dar el reprezintă practic, am vrut ca oamenii să simtă în momentul în care se calcă pe acest năvod cum este să fie prinși, cum e să fie ca peștele în plasă, să aibă această trăire, că sunt prinși într-o plasă, iar în momentul în care părăsesc spațiul expozițional, ies afară, să simtă libertate. Sofia Ovejan este absolventă a secției de pictură murală din cadrul Universității de Arte din București din anul 2002. Este membra a Fundației Naționale Henri Coandă pentru tinerii superdotați și este protagonistă a mai multor proiecte și manifestări artistice. A expus lucrări în 4 expoziții personale și de grup din România și străinătate. În anul 2013 a obținut locul 3 la concursul național pentru vitraliile Camerei de Consiliu de la Strasburg. Big Bandul Radio, dirijat de Simona Strungaru, va avea joi, 18 aprilie, un concert extraordinar la Sala Radio, New Sounds of Brazil, cu participarea invitatului de onoare al serii, muzicianul brazilian Emiliano Sampaio. Prezent pentru prima oară în România, acesta va evolua în triplă ipostază pe scena Sălii Radio, de compozitor, chitarist și trombonist. Ceea ce face ca acest concert să fie cu adevărat special este și premiera mondială a 2 piese, The Last Tango, creație influențată de muzica argentiniană, și Now, o piesă care invită publicul să participe la actul artistic. Pentru a vorbi despre acest eveniment, i-am invitat în platou pe dirijorul Big Bandului Radio, Simona Strungaru, și pe muzicianul brazilian, Emiliano Sampaio. Bună seara! Boa tarde. Boa tarde. Welcome. Thank you for the invitation. Cum a pornit ideea unui concert cu muzică braziliană la Sala Radio? Simona. Da, ne bucurăm foarte mult că l-avem invitat al Big Bandului Radio pe Emiliano. Este un muzician complex, este un foarte inspirat compozitor cu o bogată experiență în muzică și este un demers pe care l-am început de anul trecut. Am avut un concert cu Tobias Hoffmann în stagiunea trecută, un saxofonist și compozitor de asemenea foarte valoros, care stă în prezent la Graz. El este coleg cu Emiliano și așa ne-am cunoscut și cu Emiliano. Și practic cred așa că ați intrat în legătură. Așa am intrat în legătură și astfel îmbogățim repertoriul și experiențele pe care la Big Band le avem și pe care publicul nostru le are alături de noi. What's like for you to sing along with this Big Band? The experience is amazing. Firstly, it's my first time in Romania, so for me it's great to be so, in Bucharest. So, welcome again. Yeah, thank you. Să traducem. Este prima dată când telespectatori, că e prima dată când e în România, da? Când este în România și se simte foarte bine alături de Big Bandul nostru. And it's a big pleasure when you take your music, the music you compose in another country, and then you take to a band that you don't know the musicians, and then you come here and you meet these new musicians that are bringing the music to life. And you have to translate, and then Simona is doing an amazing job with the radio band here. Mm-hmm. So the band, I see that they have pleasure in playing, and they are playing great. So and Simona is doing a great job. So I have a luxury position. Thank you. Spune că este întotdeauna o provocare să
dea în lume compozițiile sale și să îi fie interpretate de orchestre pe care nu le cunoaște, de oameni care atunci iau contact cu muzica lui, și că a descoperit că orchestra noastră, Big Band-ul, cântă cu foarte mare plăcere această muzică și, că se simte într-o poziție. Și că sunteți muzicieni de săvârșiți. Da. Cum a fost atmosfera la repetiții? Înțeleg că a venit de ieri. You are in Romania since yesterday? 2 days in Romania. Uh-huh. I feel at home already. Yes, we know. Brazil and Romania, we are very close in spirit. Yeah. Suntem foarte apropiați în spirit. Așadar, de două zile e de în două zile România. Este aici. Cum ați repetat cu el? Am repetat și în prealabil. Am pregătit muzica doar cu Big Band-ul și de când a venit el, punem lucrurile împreună, cap la cap, cizelăm lucrurile pe care avem nevoie să le cizelăm și, bineînțeles, ne inspiră și toate poveștile și toate motivele pentru care aceste piese au luat ființă. Bineînțeles, trebuie să știi asta ca să transmiți mai departe. E prima oară când colaborați cu un muzician brazilian? Cu un muzician brazilian, da. La Big Band, cel puțin de când dirigez eu, da. Totuși, muzica asta a lui, influența pe care el o aduce, așa cum spunea, se simte deja acasă. Cu siguranță și voi, de două zile, ați reușit să vă contopiți așa, nu? Da, artistic, suntem foarte inspirați la rândul nostru de muzica sa. Este o muzică foarte melodioasă. Vreau să spun că nu este doar muzică braziliană. Este, bineînțeles că sunt idei, sunt ritmuri braziliene, dar avem o vastă paletă de emoții și de stiluri pe care le abordăm în cele 10 piese pe care le cântăm împreună. 10 vor fi, 10 piese. Da? Și sunt și piese care sunt inspirate de anumite orașe pe care Emiliano le-a vizitat și a compus, bineînțeles, punând împreună propria ființă și propriul trecut cu experiențele pe care le trăia la momentul respectiv în acele orașe. Și este un melanj foarte interesant pe care ne bucurăm să-l cântăm, dar în același timp simțim muzica foarte apropiată sufletului nostru. Asta cu siguranță. Emiliano. I'm gonna tell you. We are talking about your music, and yes, for this concert you are the composer, yeah. Mm-hmm. Will be 10 songs. Yeah. 10, but also you will be guitarist. Yeah. Yeah, and trombone. I'm playing trombone in one yeah, piece. Tromboning yeah, tromboning and guitar. Yeah. Guitar was your first instrument. I started when I was 14. Love. Yeah, when I was 14, I started playing guitar, and then many years after, I started playing trombone. Firstly, as a hobby, and then it became even always more serious. And now I am officially a trombone player as well. Which one do you like the most? Both. Sometimes I get bored from the guitar, you know, and then it's nice to have a break and play the trombone for a while. And then I also get bored because trombone has other problems and other qualities. And then I go home and compose music for a while. So having these different areas to work as a conductor, as an instrumentalist, as a composer, gives me more space when something makes maybe me boring. Maybe more creativity, yeah. Exactly, I think all Simona, of them help. Simona, să-i ajutăm pe telespectatori da. Să... La întrebarea ce instrument preferă între chitară și trombon, a spus că amândouă sunt foarte importante pentru activitatea evoluția sa lui, da. Și că atunci când poate obosește sau se plictisește de un instrument, are varianta de a se îndrepta către celălalt și că acest lucru, bineînțeles, îl ajută și pentru compoziție sau pentru dirijat. El și dirijează proiecte în Austria și în Brazilia, deci
toate lucrurile astea și întrebând, am vorbit clar despre faptul că e în triplă ipostază de compozitor, chitarist și trombonist, adică și că vor fi 10 piese. Hai să vorbim un pic mai mult despre aceste 10 piese. Adică avem The Last Tango și Now. The Last Tango vor regăsi în acest Now, da, concert? Da. Sunt două piese care se cântă pentru prima dată, so they are world premieres, these two pieces. Celelalte... Yes. You're welcome. Romania is blessed. Celelalte piese sunt incluse pe ultimele două albume ale lui Emiliano, albume de big band, dar aceste două piese sunt cântate și auzite pentru prima dată la sala radio și una dintre ele, piesa Now, are și o componentă interactivă cu publicul care este invitat să filmeze din sală această piesă, după care dacă vor putea trimite filmările pe adresa lui, care apare în comunicatul de presă. Deci interacțiune foarte bună. Da, se va face un film al acestei premiere, va face un foarte edit interesant. Și va exista acest film și oamenii vor putea retrăi experiența. Mai avem, cred că, două minute și o să-l mai întreb așa. You've won many international awards until now. You will be back in Romania soon. To this experience, you prepare some other contests, other shows. In Romania, you mean? Mm-hmm. Hopefully, I will be back. Yeah, I'm enjoying very much my time here. The concert. Deci se bucură foarte tare că e aici și cu siguranță va reveni. And the rehearsals now are great, so I believe the concert is going to be really nice. Repetițiile au fost extraordinare și concertul cu siguranță va fi foarte, foarte, foarte reușit. So, boa sorte. Obrigado. Mult succes. Vă mulțumim și vă vreau să pumnii. Vă spun, apropo de acest bine venit pe care îl simțim pentru el, tocmai suntem invitați la ziua colegului nostru Silviu Groaza, trompetist în Big Band. Și este tot un moment în care lumile se apropie și în care ajungem să ne cunoaștem mult mai bine și atunci și muzica. Cu siguranță va fi așa un flow extraordinar între voi. Respirăm împreună. Mult succes! Vă mulțumim mult! Uma Casa Portugheza a fost o premieră la Teatrul Notara cu sala arhiplină. Știm că Fadu este parte din patrimoniul imaterial al UNESCO. Acest concert de la Teatrul Notara i-a avut ca protagoniști pe solista Monica Oprah și portughezul Ricardo Caria, acompaniați de trupa Monica Acustic. Am Teatru a prezentat un nou proiect unic la Teatrul Notara din București. Uma Casa Portugheza nu este doar un spectacol muzical, este povestea celor aproape două secole de istorie în care fadoul a evoluat constant pentru a se adapta ritmului culturii portugheze. Concertul a prezentat doar o mică parte din genul muzical portughez fado. Stilul acesta face parte din patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Acordurile sublime de chitară portugheză, instrument muzical cu 12 corzi în formă de pară, unic în lume, au umplut inimile tuturor celor care au înțeles că au nevoie de muzică. În acest spectacol de excepție au evoluat Ricardo Caria, Paul Edeleni la chitară portugheză, Monica Oprah și trupa Amoni Acustic, alături de o tânără balerină care a punctat momentele cele mai frumoase cu coreografia sa specială. Decorul creat cu maestrie de Lucia Păduraru a reușit să ne aducă puțin pe străzile Lisabonei. Și astăzi vom rupe fila de calendar pentru a afla ce s-a întâmplat în această zi de-a lungul timpului. Într-o zi de 16 aprilie, într-o familie săracă, s-a născut Charles Spencer Chaplin, actor, regizor și compozitor englez, simbol al filmului mut și primul mare star al Hollywoodului. Chaplin a fost poreclit vagabondul Charlotte sau chiar Carlitos. A fost un perfecționist, a inovat mereu în tehnicile de filmare, reluând scenele până când acestea ieșeau exact așa cum își dorea.
Filmele sale s-au identificat practic cu epoca remarcabilă a filmului mut, iar la sfârșitul anilor 20, când Hollywoodul cunoștea noutatea filmului sonor, Chaplin s-a simțit incomod să producă filme vorbite. În anul 1992, Richard Attenborough a regizat filmul biografic intitulat Chaplin, în care Robert Downey Jr. a interpretat rolul principal alături chiar de Geraldine Chaplin, fiica marelui Charlot. 16 aprilie este ziua în care s-a născut Tristan Tzara, pe numele real Samuel Rosenstock. Poet și eseist evreu român, Tristan Tzara și-a inventat pseudonimul care însemna trist în țară și este inițiatorul curentului dadaist. A fost de asemenea unul dintre interpreții de autoritate universală ai avangardei literar-artistice a secolului 20, care a condus la o revoluție majoră în artele plastice și literatură. Noul curent reprezenta o amplă mișcare îndreptată împotriva cruzimii și ororilor războiului, împotriva rutinei din viață, gândire și arte, mișcare dezvoltată mai ales între anii 1916 și 1923 la Clubul Cabaret Voltaire. Criticul și istoricul Șerban Cioculescu scria într-un studiu literar: dadaismul, poate cel mai interesant moment literar din câte s-au înregistrat vreodată, ca să nu exagerăm declarând a da o școală literară, a fost opera unui român. Și tot în această zi, de 16 aprilie, în urmă cu 103 ani, s-a născut Peter Ustinov. Actor, regizor, scenarist și romancier britanic, Peter Ustinov a fost unul dintre cei mai simpatici monștri sacri ai scenei și marelui ecran. A traversat cariera sa de la tipologia personajului negativ Nero din filmul Quo Vadis și până la una dintre primele variante ale detectivului Hercule Poirot, afișând un stil plin de eleganță și naturalețe. Sir Peter Ustinov a manifestat o mare slăbiciune pentru comedie, mărturisind că râsul îl atrage ca un drog, sunetul său părându-i-se a fi cea mai civilizată muzică din lume. Muzeul Municipiului București a lansat vineri volumul Teodor Aman, cronicar al timpului său sau Povești din pandemie al Gretei Șuteu, în fața unui public care iubește atât arta pictorului Aman, cât și devotamentul autoarei față de opera acestuia. Povești despre istorie și artă pe teme scurte, scoase din clar obscur și arătate în detaliu prin harul povestirii, spune în prefața cărții Adrian Majuru, directorul instituției muzeale. La eveniment a fost prezentă doamna profesor universitar Dr. Delia Mucică de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București și Adina Dragomir, director relații publice la Radio România Cultural. Teodor Aman, cronicar al timpului său sau Povești din pandemie, este un volum despre experiențe și evenimente reale, care, dincolo de abilitatea autoarei, Greta Șuteu, muzeograf și istoric de artă la Muzeul Municipiului București, este rezultat al situației neprevăzute intervenite în plan mondial în prima parte a anului 2020. Când am început să scriu, m-am gândit cum atragi publicul, punându-i o poză și câteva cuvinte care să descrie obiectul? Nu. Mi-am dat seama că muzeul nostru este foarte ofertant, în sensul că această casă are foarte multe povești. Povești pe care le spuneam publicului. Și am spus, asta e soluția. Postăm în fiecare zi una dintre poveștile pe care le spuneam publicului, ca și cum am fi în fața lui, și transformăm fiecare obiect, de fapt, în poveste. Asta s-a întâmplat. De aici, ideea de povești din pandemie. N-au legătură neapărat cu pandemia, ci doar faptul că șederea acasă a facilitat scrierea acestor povești. În calitatea sa de muzeograf, Greta Șuteu a studiat îndeaproape și îndelung operele pictorului Teodor Aman, iar atunci când situația a impus menținerea relației cu vizitatorul prin povești scrise pe rețelele de socializare, le-a așternut pe hârtie și reunit acum într-un volum de artă. Cartea este împărțită în câteva capitole. De exemplu, când am vorbit despre portrete ale lui Teodor Aman, acest lucru ne-a facilitat o incursiune în viața personajelor respective, dar și a epocii în care au trăit, și s-au legat foarte multe amănunte care vorbeau exact despre timpul respectiv. De aici și
dacă stăm să ne gândim de ce Teodor Aman, cronicar al timpului său, tocmai pentru că el reușește să vorbească despre viața din jurul lui, din timpul lui. El este un pictor foarte complex care atacă toate genurile posibile, de la portret, la peisaj, la scenă de gen. Deci toate lucrurile astea sunt aspecte din viața pe care el o trăia. Punându-le pe pânză sau pe lemn, de fapt era o cronică, o cronică a unui moment, din categoria naturilor statice, unde, sigur că un vizitator este furat de imagine, de ceea ce se vede în primul moment, dar pentru că Aman e un artist foarte complex, care nu așează nicăieri nimic la întâmplare, întotdeauna aceste naturi statice, care sunt niște compoziții foarte complexe, ne dau extraordinar de multe informații și construiesc o poveste fascinantă. Pentru că fiecare obiect de acolo trebuie luat ca un simbol care este purtător al unui mesaj. Poveștile volumului Teodor Aman, cronicar al timpului său, sau Povești din pandemie, inițial au avut rolul de a oferi o lume mai vibrantă și mai optimistă vizitatorilor virtuale ai muzeului. În prezent însă, volumul este un omagiu adus lui Teodor Aman de către autoarea îndrăgostită de creația artistului și va rămâne o amintire vie a circumstanțelor în care a fost conceput și scris. Bazinul de Nord este una dintre cele mai importante noutăți teatrale. Arcub, centrul cultural al municipiului București, își îmbogățește repertoriul stagiunii de teatru cu o nouă producție care va fi prezentată în premieră națională pe scena Sălii Mari a Hanului Gabroveni începând cu această lună, cât de curând. Piesa de teatru scrisă de Rajiv Joseph în regia lui Alexandru Măzgăreanu îi aduce pe aceeași scenă pe actorii Șerban Pavlu și Vlad Lință, într-o poveste contemporană despre moralitate, putere și iertare. Alături de noi, în studioul Jurnalului Cultural, se află chiar regizorul Alexandru Măzgăreanu și actorul Șerban Pavlu. Bună seara! Bună seara și bine ați venit pentru și invitație. Baftă! Să fie! Înțeleg că se întâmplă mâine această premieră și răspăi mâine? Sunt două spectacole, unul după altul, cumva. 17 și poi mâine 19 sunt primele două spectacole programate la Bazinul de Nord. De Nord, Nord. A nu se înțelege de not. Nu. M-a întrebat Bazinul cineva cum de e Nord. Spectacolul ăsta, Bazinul de Nord. Acest spectacol, spuneam că este în premieră națională la Arcub, pe scena Sălii Mari a Hanului Gabroveni. Ce criteriu a fost definitoriu pentru tine, Alexandru Măzgăreanu, atunci când ai ales acest text? Am ales, știam piesa de mai mulți ani și în momentul în care am început discuțiile cu cei de acolo, mi s-a părut că e un titlu care se potrivește și cu ceea ce își doreau să aibă acolo. În ca, repertoriu. În repertoriu, ca tematică. Și era un text care mă interesa pe mine. Și atunci aceste două lucruri au dus la alegerea acestui text. Și ce a fost definitoriu în a alege această distribuție? Vezi că te întreb direct. Păi văd că îmi punești niște întrebări foarte grele. Pavlu, Vlad Lință, doi actori cu care ai mai lucrat. Cu domnul Șerban Pavlu, n-ai mai lucrat în mod direct. Am încercat să lucrăm. Am încercat să lucrăm. Da. Da, n-a ieșit atunci, dar a ieșit acum. Păi am luat doi actori care se potriveau foarte bine pentru aceste două roluri. E o piesă în două personaje, este o piesă care stă pe actori, ca să spun așa. Și atunci sunt două partituri destul de complexe și era nevoie de doi actori care să aibă toate calitățile pentru a împlini aceste două partituri. Dramaturgul american Rajiv Joseph, așa se citește că da, el e american, dar e laureat al mai multor premii, inclusiv o nominalizare la premiul Pulitzer, un autor cu mare notorietate. Cum a fost întâlnirea ta cu acest text, Șerban? Pepe. Da.
pentru cunoscători. Întâlnirea cu textul acesta s-a produs la invitația lui Alex. În general, așa începe un proiect de genul ăsta. Trimite-mi și mie textul. Așa. Și de foarte multe ori, mai nou, textul ți se trimite în limba pe engleză sau în cazul în care reușești să-l citești așa. Și chiar povesteam cu Alex înainte de a intra aici că eu am avut o mică reținere și s-a dovedit a mai multă oară, din păcate, în cazul meu, că textul a fost mai deștept decât mine, pentru că la prima lectură nu am înțeles complexitatea și nu o spun doar așa ca să vină lumea la teatru, ci pentru că pur și simplu... Te-a cucerit treptat. M-a cucerit lucrându-l. În momentul când am început să... După ce s-a tradus, după ce am început repetițiile și am descoperit toate problemele care sunt puse în text, mi-am dat seama că e un autor excelent și textul este extraordinar de bun și de interesant și are mai multe straturi, poate fi privit ca o piesă polițistă, poate fi privit ca un spectacol tip anchetă, tip în care de polițist care încearcă să obțină o mărturisire de la criminal, dar în același timp poate fi privit ca un text despre relația profesor-elev, despre ce înseamnă educație în ziua de astăzi, despre ce încercăm să obținem prin educație, ridică niște întrebări care da, sunt... Da, uite, sunt teme abordate, da, dar teme aceste profunde. Teme de foarte multe ori se abordează așa foarte frontal în anumite cazuri și foarte schematic. Ori aici totul este topit într-o scriitură de foarte bună calitate. Înțeleg că e descrisă o poveste contemporană. Absolut despre contemporan, moralitate, da. Despre putere, iertare și tot ceea ce însumează până la urmă tinerețea. E un spectacol cu care voi vă adresați în mod special publicului tânăr? Este un spectacol extraordinar pentru publicul tânăr, dar este un spectacol extraordinar și pentru oamenii care au copii în școală în momentul ăsta, dar este un spectacol extraordinar de interesant și pentru oamenii care sunt cetățeni ai unui oraș în care există școli, licee și așa mai departe. Și e o întrebare pe care eu însumi mi-o pun foarte des în ultima vreme, pentru că am copii la școală. Până la urmă, ce urmărim? Ce înseamnă a-ți educa, dincolo de acumularea unor cunoștințe, evident, și de obținerea unor note care te promovează în următorul stadiu de învățământ? Cum se anume, construiește viitorul adult? Cum se construiește un viitor adult și cum se construiește un viitor cetățean? Și în sensul ăsta spun că textul m-a surprins. Cum e personajul tău? Cum se raportează la personajul pe care îl interpretează Vlad Lință? Păi, hai spune-mi există, puțin, măcar este puțin un, așa. Este un om pătruns de sensul înalt al educației și al misiunii ei în viața noastră, a celor care trăim în orașele mari și în țările civilizate, și un om dispus să greșească pentru a demonstra că educația și legea și regulile sunt mai presus de oricare dintre noi. Dacă mă pot exprima așa. Este un om dispus să facă pași dincolo de ceea ce este acceptabil într-un proces de... Provocator. Da, da, este. Provocator. Rolul este extraordinar. Nu știu cât la sută reușesc eu să fac din el. Îi prevăd o carieră. Ajută-mă. Textului. Încurajează-l. Se pare că are emoții pentru mâine, după câtă experiență are. Pentru că am muncit foarte mult. Este un text în două personaje până la urmă și da, un text greu. A ține în picioare un text timp de o oră și 40 de minute în două personaje nu e ușor și aici vreau să fac o reverență și lui Vlad, care este un actor tânăr, dar foarte, foarte bun. Și nu văd câți actori tineri ar fi putut face. Pentru cei care vor veni, nu pot să dezvălui chiar totul. Nu, nici nu cerem lucrul acesta, dar e un vrem personaj să care ne are niște cerințe. În așa fel încât noi, spectatori, să venim să vă descoperim la teatru. Și vreau să fac asta să invitați publicul printr-o replică din spectacol. Nu știu care e... Domnul Măzgăreanu, vă rog. Mi-e foarte greu. Nu se poate. În contextul în care tu știi replicile și pe ale lui. Depinde. Spectacolul nostru
încearcă să pune în discuție mai multe teme și, de fapt, este un punct de pornire pentru o discuție. Pentru o discuție despre statutul profesorului, despre o discuție despre relația dintre profesor și elev, o discuție despre tineri și despre de ce unii aleg să se filmeze în ipostaze mai delicate și iată că filmările ajung pe internet și chestia asta. Deci nu sunt foarte multe semnale de alarmă. În cazul de față, se înțelege că e un spectacol despre școli. Este am înțeles. Super smart. Despre prejudecăți vorbește, despre discriminare, despre rasism. Spuneam așadar teme profunde. Da, este un spectacol care creează autorul a creat un context foarte deștept pentru a pune în discuție toate aceste teme, dar fără a fi tezist și creând o poveste, o poveste foarte frumoasă între doi oameni. Telespectatorii și spectatorii din București și nu numai să vină să o descopere la Arcub, da? Deci ce bazinul de reținut? Bazinul de Nord, Arcub București, îl găsiți cu siguranță și pe... Și multă baftă. Da. Atât pentru astăzi, să aveți o seară liniștită alături de programele TVR Cultural.